Dar copilul meu întărește din harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Venind în coace, am vorbit cu fratele Deni, am contactat telefonic și ne-a interesat care va fi programul. Și mai ales, ne-a interesat care va fi ora când se termină slujba. Pentru că aseară m-am plecat la 12:30, ne-am trezit la 5:30, suntem pe drum și am observat că din drumieții ăștia nu sunt eu singurul sau noros aici, mai sunt și alții. Și fratele Deni mi-a dat de înțeles că voi slujiți, și când terminați, plecăm și noi acasă. Ținând cont de asta, mă uit la ceas, mă uit la dumneavoastră, ne uităm la noi. De aici trebuie să plecăm, probabil, chiar în seara asta, în altă parte, să ajungem mâine la Balcân, să o evit o mormântare. Și frații ne-au solicitat să ajungem acolo și apoi înspre casă. Aș vrea să am câteva cuvinte de învățătură, dar înainte de a intra în cuvântul pe care l-am citit, vreau să dau un sfat. La careva, la care trebuie, pe aici. În ce privește botezul cu Duhul Sfânt, nu fă din eșecul tău o doctrină. Am stăruit și n-am primit. Am primit, dar nu sigur dacă am primit, dacă nu a fost de la mine, nu a fost o îndrăzneală a mea. Am văzut unele practici la stăruință care m-au deranjat și am spus că nu sunt biblice, nu pot să le accept. Am văzut unii care au primit Duhul Sfânt și nu s-au schimbat foarte tare și am spus că nu trebuie. Nu fă din eșecul tău o doctrină și nu spune și la alții. Vine și corectează tu deja la ta. Nașterea din nou este un proces în care este implicat Duhul Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt e alt proces, e altceva. Nașterea din nou e un proces, cum se naște un copil mic, care are un început de travaliu și un sfârșit. De ce nevoie de Duhul Sfânt după aceea dacă eu sunt născut din nou? Păi luăm exemplu practic. O mamă naște un copil mic, un bebeluș, și îl așează acolo, un leagăn. Copilul ăsta are nevoie de cineva din exterior să-l ajute? Dar dacă cineva nu-l ajută, moare. Nașterea din nou este un proces când noi ne-am născut din nou, dar avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne crească și să, ducă, să ne ajute să ducem Sfințirea până la cap. Doamne ajută! Nu știu pentru cine am spus vorbele astea, o trebuie la cineva. Nu fă, repet, din eșecul tău o doctrină să spui și la alții nu trebuie. Vreau să vă spun ceva. Noi în 31 pentru ei, în adunare, în noaptea aceea, la cum până dintre ani, am avut întâlniri în casa de rugăciune de la 6 la 8. Așa e la noi. La 8 plecăm acasă și ne culcăm, că pe întâi dimineața, toată ziua am avut zi de post și cina Domnului. Adunare mare, două balcoane, stat până seara. A doua zi, iarăși am avut zi de post cu adunarea plină. Am vrut să începem noi așa, Dumnezeu ne-a ajutat. Dar eu când m-am dus la ora 8 acasă, pe 31 seara, n-am putut dormi. Revelioane nu facem, curatul nu umblăm, somn n-aveam. Și am spus, Doamne, te rog frumos ceva. Dă-mi un cuvânt care să fie pentru mine un sfat. Care să l-am tot timpul în anul 2019. Aveam de mai multe zile în minte un verset, dar venea și pleca. Când l-a rugat pe Domnul să-mi dea un sfat care să l-am eu așa pentru anul 2019, mi-a revenit așa puternic versetul 4 pe care l-am citit și din care vreau să plec. Și acum eu spun așa ca la un prieten, haideți să vă spun ce mi-a spus mie Domnul și eu vă împărtășesc secretul ăsta, vă spun și eu vouă așa. Versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oastă. Ăsta era sfatul Domnului pentru mine.
Și am avut dragoste în 2019, vezi, nu te împurca cu treburile vieții. Asta mă înțeles eu. Știți, în Sfânta Scriptură, biserica e comparată cu o cetate, voi sunteți o cetate pe munte. E comparată cu o turmă, Domnului Păstorul cel Bun. E comparată cu un trup, noi suntem mădurare unei altora, Domnului Capul. Creștinul e comparat cu un plugar mai jos, cu un sportiv care luptă la jocuri de obște și e comparat cu un ostaș. Eu am fost atent la teologizată de Ionel, când o dat totul la cântare de seara asta și am spus să cânt și eu după tonul lui, el o citit din Efesia 6. L-am dat toată arvătura. Eu sunt un ostaș. Tu ești ostaș. Tăți pocăinți sunt ca niște ostași. Că biserica e comparată cu o armată până la urmă, nu? Mai mulți ostași. De aceea strigă mica 5, strânge țânândul în cetate. Cu o lucrare a Duhului Sfânt spunea că diavolul vrea să vă împrăște. Oameni buni, nu rupiți rândurile la daia. Nu ieșiți din cadență. Nu vă respirați. Nu luați unul înainte. Nu rămâneți în urmă alții. Striga mica, strângeți rândurile. Doamne ajută să fie la daia așa, nu? De fapt, pocăința noastră, procesul ăsta de sfințirii, e o luptă. E o luptă care se dă în lumea Duhurilor. Pe de o parte, că Pavel spunea în Tesaloniceni, fiecare de voi să știe să stăpânească vasul sfințării, nu prinderea poftului ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Că în versetul 3 din capitolul 4 spunea, voia lui Dumnezeu e sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Există o luptă care se dă în lumea Duhurilor pentru noi. Deci pocăința noastră nu e decât un război. Și în războiul ăsta suntem toți angrenați. În Coreea, bărbații fac armată 10 ani și femeii 7 ani. În Israel, am înțeles că bărbații fac 7 ani, femeii fac 3 sau 4 ani. Eu singur dată am fost în Israel și în Ierusalim, când eram obrit un câmp de tineri, băie și fete, îmbrăcați militar cu puști, tăți o trândit puștile pe o masă, o cafenea acolo, o bucă de o cafea, o luat fiecare. Eu mă gândeam, ce să stare este să facă, știi? Copchilele este cu pușca în mână. Dar recent, săptămâna trecută, mi-a spus un frate, un prieten, a fost în Israel, și era o pușpaică de asta îmbrăcată militar, și domnule, nu știu ce s-a întâmplat, când doi tipi au pus doi la pământ și au pus cătușuri. O să n-ai apucă în zâmbiesc. Așa erau de pregătite fetele astea. În procesul de mântuire, în pocăință, și băieții și fetele fac armată. Și frații și surorile sunt asemănați cu niște obstași. Și Pavel vine și spune, nu vă încurcați cu treburile vieții. Asta era pentru mine. O fi balată Sfântul dumneavoastră? Amin. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin? Amin. Acum, când vorbim de ostași, sunt ostași destoinici, disponibili, destoinici pentru orice lucrare bună, e o categorie. Și sunt ostași, ca să folosesc expresia biblică, ostași încurcați. Nu îi spun încălciți așa. Vorba fratelui Moloci, o spune, sunt oameni sugiți în adunare. O spune, cu un lemn strâmb, mai face ceva. Face un picior de coasă, și că la țară. Face o leucă la căruță, cu ăla strâmb, mai face, dacă ăla sugit, o spune, n-ai ce face. O spune, eu am văzut, o pus la un lemn sugit și după ce o ars, o spune, și ce nu era sugit așa, în poc, rămâne. Măi, în adunare, sunt pocăiți destoinici și disponibili pentru Domnul, și sunt pocăiți, toată vremea sunt încurcați. Când ai nevoie de Dumnezeu, tocmai atunci are o problemă. Și Pavel spunea lui Timotei, nu te încurca cu treburile vieții. Cum ar arăta oare ostași ăia destoinici, disponibili pentru Domnul? Ce îi caracterizează? În primul rând, uniformă. Eu nu intru în detalii deloc. În primul rând, îi caracterizează uniforma. Și pocăița uniformă. Și firească, și duhovnicească. Îi caracterizează trăirea de obște. În armată, toți m-am aruncat la aceeași cantină, dormeam în același dormitor, făceam instrucție în același poligon și aveam aceeași soluție. Eram la fel toți acolo. Ce îi caracterizează pe ostași gata de luptă? Ei tot timpul sunt gata de misiune.
să mergem în alte de legiuni, de străini. La noi armata era așa, muncea mult, dar ce aveau, cum era în vremea. Eu am terminat liceul 79-80, am făcut armată și 81. Era muncă multă, nu chiar am trăit bine. Dar trebuia să fim tot timpul gata. Când mi-a vorbit Domnul mie de aici, eu mi-am spus, anul 2018, 365 zile. În toate zilele eu am fost gata. Ți-am spus, gata, mi-e este inima să cânte. Ați avut zile când n-ați putut cânta? Ați fost gata să citiți în Biblie? Ați fost gata cu banii, spunea din acei din Ahaia, ați gata cu strângere de mult. Și noi nu le-am făcut nici acum. Ai fost tot timpul gata să ieși, da? Vrenic? Ai fost tot timpul gata să pleci? Noi predicăm că Domnul poate să vină la noapte. V-ați învățat cu predica asta, nu? Ca aproape că nici noi știm că poate veni, dar tot știm că nu vine. Dar dacă Domnul pentru tine vine la noapte, tu ești gata să pleci? Militarul este tot timpul gata. Eu m-am surprins în anul 2018 că sunt în ispite. M-am surprins cu un cuget murdar. Eu am definit anul 2019, am pus o hotărâre, Doamne, am acum câteva zile de când mă rog. În anul 2019, țărimă cu cuget curat. Amin. Să fie anul unui cuget curat. Amin. Mai vrea careva? Amin. Că dacă ai cugetul curat, Timotei, 1:19, să păsești credința și un cuget curat. Unii au pierdut o rădăcină de la credință. Să vă dea Domnul cuget curat. Amin. Amin. Ce caracterizează un ostaș din ăsta brav, destoinic, disponibil tot timpul? Îi dorința băcnună. Eu îl slujesc pe Dumnezeu, am făcut așa o ierarhie. În primul rând, eu îl slujesc pe Dumnezeu și îl spocăit din dragoste. El m-a iubit întâi, spunea Ioan, și acum îl iubesc și eu. Îl iubiți și voi? Eu îl iubesc în al doilea rând pe Domnul și slujesc Domnul din recunoștință. Mie Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Amin. O mai făcut bine la careva? Îl vom sluji și în anul 2019. Amin. Mai credincioși? Amin. Să ne ajute Domnul. În al treilea rând eu slujesc Domnului pentru răsplată. Și ne vei mușchi cu șase, spune că cine se apropie de Domnul trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Mai credință în răsplătirea Domnului? Amin. Să ne dea Domnul credința asta. Ostașul de cer luptă întotdeauna ca să primească cununa. Și mai am o caracteristică, Nadin s-a lăsat ultima. Militarul, ostașul, este detașat de viața civilă. E minimul corporat de la Suceava, am luat-o cu inima de mea și două conserve de pastore. Și de la Suceava am plecat cu trenul la București și de la București am luat-o prin Ordinea Roadă, prin la care la Sebi și mă duc la Timișoara. Când mă duc la Timișoara, la unitate mare, eram 2000 de soldați, ne-au băgat în niște camere, multe camere. Noi era anul 80. Era moda cu pantaloni vazați, care nu tăia poliția. Era moda cu părul mare, cu favorit, cu... Când ne-au băgat acolo, erau poate 20 mașini de tuns, de tuns eu. Ne-au dezbrăcat, ne-au dat cu detetivul, care știe. Ne-au pus făina aia tot, ne-au pus hainele civile într-un sac și ne-au îmbrăcat militar. Când am ieșit de acolo, am dat mâna cu unul, s-a adus salut, tu de unde ești? El a fost în compartă mie cu mine, 24 de ore. Deci eu tot de la Săgeapă, nu mai aveam gești de piele, nu mai aveam, da. Și când o chema comandantul ăsta, băieți, voi veniți din civilie. Vedeți poarta aceea? Pentru voi poarta aceea s-a închis pentru multă vreme. Adio, lăsați-o pe mama, lăsați-o pe mândră, lăsați-o discoteca, lăsați serviciu, voi serviți patria. Și am înțeles că militarul trebuie să fie detașat de lumea civilă. Acum vine Scriptura și spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să tragă celui celor înscris la oastea. Eu m-am rugat Domnul și am spus, Doamne, cum arată un ostaș pus în dificultate? Un ostaș care e încurcat pe câmpul de luptă. E nedumerit. Nu știe ce se facă. Și Domnul mi-a spus că un ostaș pus în dificultate, adică încurcat, este un ostaș care
nu are arme. Primise să facă fără arme. La noi se făceau exerciții de alarmă. Și eu, la milioc, am pus fac militării cu fetele, cu băieții, nu trebuie o ieșit. Că e dimineața când pleacă la școală, atunci caută ciorapi, atunci nu știu unde-i spantofi, unde-i ciosan, trândesc unul de altul, băi, nu așa. În armată ne pui acolo pe cap pe o bănuță și într-un minut trebuie să fii îmbrăcat. Acolo pantalon ciorap, iar eu tehnică de îmbrăcare și luam armă din răstel și vedeam iar de afară, în două minute, pe platou. Eu eram în răstel, eram prin deprimie. Odată omul comandant, după o mare aplicație și așa mi-a fost deciută că unul ieși înaintea mea. Și dacă a ieșit înaintea mea, l-a chemat în față și l-a felicitat, bravo, soldat, ăsta o să servesc patria. Și îmi spune comandantul, dar unde ți-i pușa? Și că am uitat să-i pușa. Băi, să-l bagi la ales, nu mă. El a ieșit primul, dar fără pușă. Cum te duci tu la luptă fără armă? Dar cum te duci tu în războiul ăsta duhovnicesc, fără să ai armă la tine? Un soldat care e dezarmat, ăla e un soldat tare încurcat, e pus în dificultate. Spune Scriptura că odată a plecat la luptă. Evrei erau înnecăjiți, erau fost multă vreme în loc, n-aveau niciun fierar în Israel. Dar un evreu voia să ascultă coarne la furcă sau țăpușul care mână cu ou, trebuia să duc la filistei. Și acum au făcut el o scoală, o strâns armata și au spus, hai să ne bată în filistei. Și au numărat sebe. Știți câte sebe erau? Două sebe. Una o avea Saul și una Ionatan. Vineau filistinii cu cale de lupte, cu coi, cu platul și cu armăsar. Vineau în sasă să bată, ăștia ieșea cu grebla, ieșea cu îmbrăciu, ieșea cu pietroaie. Măi, sunt dificultate ostașii care n-au arme. Dar războiul spiritual e tot așa. Era un preot, avea șepte feciori, preotul îl chema Scepa. Doi dintre ei s-au dus la un îndrăcit ca să-l elibereze. Și-au spus în numele lui Iisus, pe care îl promovădește Pavel, ieși afară. Știi ce-a spus demonul din omul ăsta, la care știe? Pe Iisus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi... Și ce-au făcut pe ăștia? Măi, oameni buni, pocăit fără armătură. De ce i-ați o citit? Luați la toată armătura, fiind încinși cu adevăr. După capii sunt date de Duhul. De exemplu, ceara. Filipeni 2 cu 3. Nu faceți nimic din Duhul de ceară. Duhul de ceară, nu vă certați de ceară. E un Duh acolo. Curvia, o să ia 5 cu 4. Căci un Duh de curvie o veni peste ei. Minciuna, Împărați 22 cu 22. Cum îl vei amăgi pe Ahab? Voi fi un duh de... Bun. Acum eu, pocăit păstor, pentecostal, mă duc să mă bat cu duhul de minciună. Că el vine la mine. Sau mă duc la cineva, are duh de minciună. Că sunt oameni care au duh de minciună. Tatăl Ocadean spunea că în America au venit cineva la el și a spus, măi frate, îți stăpânit de un duh de minciună. Când mă trezesc dimineața, îi spun o minciună. Că tu ești, nu câștigi nimic. Mă întâlnesc cu altul, spun o minciună la aceea. Și Octavul spune, mă, dacă mă spui drept, e o problemă, dacă ai tu dimensiune în continuu. Ei bine, eu, pocăit, păstor, trebuie să mă duc să mă bat cu Duhul dimensiune. Dar mine nu este adevăr. Eu nu sunt cins cu adevăr. Cum am să mă bat eu cu Duhul dimensiune, că mine nu e adevăr? Spune, stați gata, având mijloc un cins cu oameni buni. Loc de tot frații și sărorile și da, era română. Și din anul, atunci sunt ei doi. Anul 2019 să fie un an în care să fiți încinși cu adevăr. Amin. Trebuie să cunoașteți adevărul din Ioan 8:32. Trebuie să spuneți adevărul, Psalmul 15. Trebuie să trăiți adevărul din Epistola lui Ioan. Trebuie să apărați adevărul din Psalmul 45, da? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Eu plec la război împotriva unor duhuri și vine duhul de minciună și eu n-am cernătoare. Îs probleme de încredințări, de partide, de adunare. Și eu mă duc să lupt cu ei. Eu trebuie să fiu încălțat cu râna Evangheliei păce. Și eu mă duc să fac pace și eu îi acces mai tare. Că eu am eu încredințările mele și am pretențiile mele în adunare.
Și dacă n-am râmna Evangheliei păcii, păi cum să nu fie ceartă la aia? Cum ne luptăm noi cu Duhul de ceartă din Filipeni 2:3, că eu n-am Evanghelia păcii? Doamne, dă-ne și armătura asta, amin? Apoi la nivelul curții, să nu mai spun fel de fel de gânduri și de lupte și de săgeți, ne-a Pavel în Tesalonicen 2:5, având drept coif, nădejdea mântuirii. La mine, eu tot ce gândesc, gândesc numai despre mântuire. Voi tot așa? Și vine un duc din lăcomii, că tu n-am copii în facultate și în liceu și în general. Și spune, o, da, cu lăcomii, eu de m-aș gândea mântuire, să plac lui Dumnezeu. Vorbeam acum cu 3 zile în urmă cu un manager, care și are o clinică mare, o clinică stomatologică din asta. Și am întrebat de o doctoriță străină, cu doctorat luat la Barcelona, dar credincioasă. Și am spus, dar doctorița lui, și cum e noi acum? Și mai frate Dragoș, că patronul ăsta e pocăit, e slujitor, și că doctorița asta, care e din Brazilia, e braziliancă, dar locuiește la Suceava, am constatat că ea tot ce face, în fiecare clipă se gândește la Dumnezeu. Și când face o lucrare, și când face o operație, și când face ceva, când o întreb ea cu Domnul Iisus, toată ziua, și îmi spunea el, am mai constatat că unii pocăiți se gândesc la Dumnezeu în weekend. Vin duminică dimineața la adunare, sfinți, duminică seara tot, mai prind câte o seară, așa, Doamne, Doamne, în risc de luni până sâmbătă, afaceri, probleme, firme, și apoi vin la adunare iar duminica. Voi cât vă gândiți la mântuire? Gândurile voastre, voi aveți drept coif. Coiful ne apră minte, ne apră gândurile. Vine diavol, trage o săgeată aprinsă, bam, vine coiful mântuirii. Eu, când m-a atacat Domnul cu, adică diavolul cu un duh murdar, eu tocmai mă gândeam la niște frații de citesc. Dar ce să facă diavolul, dacă avem? Avem natoșa, avem arme de robire și de apărare, avem scutul credinței, sabia, duhul. Doar așa să citim mai înainte. Să ne vedea Domnul, amin? Un ostaș încurcat e ostașul care n-are arme. E pus mereu în dificultate. Vreți să ne înarmăm pentru 2019? Amin. Și armele iese din rete Duhul Sfânt. O altă categorie de ostaș încurcat, hai trec. În armată, toate comenzele mari în unitate se dau cu trâmbița. Deșteptarea era cu trâmbița, culcarea tot, adunarea pe platou, alarma, masa. Și era unul veteran, domnule, numai începe melodia și știe ce vrea. Când a venit un recrut, cânta jumate melodia și nu știem ce vrea să spui ăsta. Falsatare, falsează, falsez eu când cânt vreodată, știi? O eu tare care îl trebuie. Bă, ăsta e cea nou, lasă ca să învețe ea. Acum, în vechiul Israel, spune acolo, Gedeon a plecat la luptă, o sunat din trâmbiță, 300 de oameni lângă el. În cartea Samuel, când se bătea Ioab cu Abner, Ioab a sunat din trâmbiță și poporul s-a oprit. În Samuel 18:16, după ce l-a oprit pe Absalom, Ioab a sunat din trâmbiță, poporul s-a înturnat înapoi. Că ei cunoșteau comenzile, se dădeau cu trâmbița. Dar vine Pavel 1 Corinteni 14:8 și spune așa, dar dacă trâmbița dă un sunet, cum? Încurcat. Ce? Ce s-a pregătit de luptă? Știi care soldați sunt încurcați? Care primesc comenzi confuze. Păi ce-o sunat? Despre ce? Și aici e vorba de Scriptură, e vorba de darurile Duhului Sfânt, e vorba de rândul el bisericești. Vă spun un caz. Noi nu suntem cu Moș Crăciun, cu cadouri, cu Moș Nicolae, este. Noi nu. Așa e la noi. Dar avem mulți copii la școală, foarte cuminți. Odată mă cheamă, am auzit la școală, au fost la probleme, la ședința cu părinți, unii vor să facă un banchet, alții nu vor. Între nici directorul vorbă mie. Domnul pretor să vin până la mine. Eu nu mă duc. Mă-i trimit a doua oară, nu mă duc.
Când mă chema și-a treia oară, sunt mă izbăstor în biserică, avem o grămadă copii în școală, mă duc. M-am înarmat cu niște articoli din Constituție, libertate religioasă, cred că am luat jos de post, ca Domnul să-mi dea biruință, Domnul a scăpat pe Daniel din groapa cu lui, capă-mă și pe mine din cancelare. Și m-am dus la școală, directorul cu minte, m-a luat la cancelare, m-a pus pe o scaună, el așa în birou al lui, și o spune Domnul Pretor, eu sunt aici, m-am chemat ca să vă felicit. Aveți niște copii extraordinari, foarte dotați. Noi avem orchestră, cântări, bucuri, notele, fără noștri, nu merge ora de muzică. Aveți copii foarte buni. Și o să mai spun Domnul Pretor, cea mare. În viață ajung oameni mari, nu aia care dau din bici pe scenă, nu. Aia care spun la fizică, la matematică, ori dumneavoastră aveți, domnule, eminență aici între copii. Îți mai spun ceva, Domnul Pretor. Părinții mei au trecut recent la Pentecostal, s-au pocăit. Și eu stau și mă gândesc că ies îndată la piesă, mai am câțiva ani, trebuie să aleg și eu ceva. Eu eram atent, că acum mă ridică, da. Dar am o problemă cu dumneavoastră, cu Pentecostale. Facem câte o sărbătoare în clasă și au venit niște mame și au spus, domn director, nu ne nebejești copiii noștri. Noi nu facem sărbări, noi nu dăm mărțășoare de 8 martie, noi nu dăm de Crăciun, noi nu facem mai, noi nu facem mai. I-a spus, bine, religia e liberă. Și pe un urmă au venit alte mame și mă întreabă, domnul director, copilul meu termină clasa 8, dar nu face banchet, dar noi nu facem nicio sărbare la școală. Și-o spus, domnul creator, eu acum ce să fac? Că și unii și alții de la dumneavoastră. Dar vă învăț eu ce se face, îmi spune el. Duceți-vă la biserică, luați o hotărâre comună, puneți o rânduială și ne-o comunicați și nouă, ca să știm care crede eu vostru. Fratele, m-am desumflat, nu mai eram Daniel în groapa cu lei, eram păstor într-o biserică în care unele mame nu duc mărțășoare și unele duc, în care unele nu vor banchet și altele vor banchet. Nu vi se pare că e o încurcătură la pocăiți? Nu mi se pare că e ceva încurcat? Și apoi vine unul și predică ceva din Scriptură și vine altul și spune, noi așa, fraților, și îl răstoarnă. Ce fac ăștia? Vine tata și spune, băi, fată, pune-vă că făcea mai bine când mi-era adunare. Când mi-e de adunare la casa Domnului. Vine mamă și spune, bă, uite, 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 mare sfântat. Ce rege copchil aceea? În care se dau comenzi încurcate. Tata spune una și mama spune alta. Când tata îi spune la băieți, băi, nu vine cu grune adunare, băi, tunte, bărbărește, nu vine cu chica aceea, nu vine așa. Mă, să-i spune, azi că ești invitat, nu o vom mai pocăi când era ca tine. Bun, băiatul ăla ce face? Pe cine trebuie să asculte? Când trâmbița dă un sunet încurcat, cine se pregătește de luptă? Și mă opresc din ideea asta aici. Care soldați sunt încurcați? Care primesc comenzi încurcate. Eu aș dori ca Domnul să facă lumina de aia română. O spus, Domnul că vine diavolul ca să facă dezbinare. Păi așa face dezbinare. La unii nu-i mică păcat, la alta proprietăți-s păcate, știi? Unii merg pe o margine de pocăință, alții merg pe marginea cealaltă. Înțeleptul merge pe mijlocul cărării. Să ne ajute Domnul, amin? Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Încurcați-ți ăștia care nu au armament, încurcați-ți ăștia care sunt dezorientați de comenzi confuzi și încurcați cu treburile vieții. Am întâlnit în Scriptură oameni care s-au încurcat cu treburile vieții. De exemplu, Ahab l-a bătut pe Ben-Hadad a doua oară. L-a luat prizonier, Ben-Hadad era dat spre nemicii, trebuia să moară. Dar sfeșnicii lui au spus, am auzit că împărații evreii erau sminoși. Du-te el cu bine, ceri certare, și se duce Ben-Hadad, spune, tu ești fratele meu și trăim bine. Ahab este puterea asta, i-a dat drumul. Și merge Ahab liniștit acasă și când merge pe drum, vede la marginea drumului un băiet, un tânăr, bătut, lovit, bandajat, tât, și la strâng împărate, vreau să spun ceva. Spune, măi, prețul ăsta, armăsarul, ce vrei? Era pe câmpul de lupte, a venit un tovarăș de al meu și m-a dat un prizonier.
Și o să nu pălțeștim că viața ta răspunde pentru oameni. Ori îmi dai un ciclu de alegeri. Și pe când robul tău, Împărați 20-40, făcea câte ceva încoace și încolo, omul a dispărut. Și Ahab îi spune, tu ți-ai rostit sentința. Și atunci el a scoate bandajul de pe cap și a văzut Ahab că e unul din fiii prorocilor. Și a spus așa, cum ai lăsat să scape pe acela pe care Domnul l-a dat spre nimicire? Viața ta pentru viața lui, poporul tău pentru poporul lui. Și Ahab s-a mânia și a plecat. Eu rămas la expresia din versetul 40. Tăți luptau cu arma în lângă în război. Iar pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo. Care știi ce făcea? Vă spun eu. Ce faceți voi în timpul săptămânii când nu veniți adunare? Când nu veniți voi în timpul săptămânii la adunare, vă spun eu ce faceți. Eu am acasă gospodării, cât gospodar, și am și animale, și vii, din grea, și multe. Dacă n-ar fi să merg la adunare, știi ce fac? Mă duc până la găini, eu două ouă de cuiva, mi se pare că la câinii fieti dau niște apă cu limba scoasă, mă duc la vaci când mi s-a părut că ceva nu-i bun, și când mă uit, o trecut timpul de adunare. Dacă mă întreb ce am făcut, așa ceva când în casă. Nu așa face și voi când lipsuți de adunare? Ei bine, dar nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Eu am mai spus la frate, vă spun acum, eu am mulți ani de zile de când n-am înțeles la adunare. Ori am fost în avion să întrem și cu mașina, dacă am fost și-o fost timp de adunare, la prima adunare m-a oprit și am intrat înăuntru. Pentru că am intrat în urmă la adunare și a venit un frate la mine, adunare, nu am fost niciodată. Și mă întreabă, frate, mă tare putea da un îndemn? Eu n-am venit să dau un îndemn, dar dacă trebuie, dau. Dar nu ești cu la disciplină? Se duce la ambon, vorbește după ce după ambon, în timpul unii cântări vine la mine, iar spune, sigur nu ești la disciplină? Că ai unde ce am fi pur din infractori și mă întrebe, nu mai pune la predică dacă dubios. După aceea am predicat, îl sună pe un prieten de-al meu. Prieten bun, măi, cunoști pe unul dragul și le spune, bă, ăla e păstor internațional. Mă duc a două oară la el și spune, frate, ce mi-ai spus că ești păstor internațional? Băi, nu-s nici la disciplină și nu-s nici internațional. Lasă-mi acolo unde-s eu. Dar eu am vrut să spun că eu nu lipsesc de la adunare. De mulți ani de zile, că nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce... Voi o să vă mai încurcați în anul 2019 și o să lipsesc de la adunare? Nimic. Așa că legioși așa strigat mai înainte, m-am bucurat și eu m-am bucurat și m-am plâns. Dacă e vorba la început de an să luăm niște hotărâri, Doamne, nu vreau să mă mai încurc cu treburile vieții. Când când e adunare, îmi vine adunare. Amin? Amin. Dumnezeu o cântă amenunță, da? Amin. Alt război, mai crece, mai puternic. Eu spus, eu sunt mamă, fiecare luptă pentru nepasta lui, pentru copiii lui. O căzut zidul lui Erihonul și toți mergem cu sabia drept înainte. În timpul luptei, în vălmășala aceea, cu toate Erihonul era grozav din mare, Acan, o zărit o mandată și mear, o placă de apă și niște alginți. Băgat s-a pe înteacă, o luat placă, o luat, o fugit în tabără, o luat un hârliet, o zăpat o gaură, o ia în gaură. Acolo era război, mare război. Și el o zăpat placă, o pus acolo, o mit, o mai scos el sabie, dar cu gândul la foică. La mandavă de șinea. Băi, când intrăm în Canaan și când ați ies eu pe centru cu mantaua asta de șinea, cine am să fiu eu? Acan, un ostaș care s-a încurcat. Credeți? Că a spus, lucrurile date spre nimicire să fie nimicite, aurul, argintul să fie pentru Domnul. El o lua și din acele date spre nimicire, o lua și din acele care ți-a Domnul. Și de acolo lua. Care sunt lucrurile Domnului, oare? Deasupra Betleemului, când au un zi, slavă lui în locul de prea înalte și pace, pe pământ între oameni plăcuți lui. Slava întotdeauna e a Domnului, dar aia Domnului. Amin. Dacă un cântăreț vrea să iei din slavă, îi fură ceva de la Dumnezeu. Un predicator, unul care s-a rugat, mai înfocat, un proroc, de câte ori iei din slava lui Dumnezeu, de atâtea ori vei fi pedepsit de Dumnezeu. Astea fi lucrurile Domnului.
aur și argintul sa Domnul, slava întotdeauna e Domnul, amin? Dar noastră, umilința, smerenia, să ne ajute Domnul. Amin. Ostași încurcați. Uite, mă mai spun de unul. L-a omorât pe Domnul Hristos. Închei, predica-i mine. L-a omorât pe Domnul Hristos, l-a îngropat, dar a venit mare preot și a spus, el a spus că a să învie. Și o să vină ucenicii lui și o să-l furi și vezi ce zarbă în Ierusalim. Și îi spune dregătorul, alesă o strajă, strajă templului. O pus o piatră mare, o sigila mormântul și ștau ăștia cu sabia în mână. Păzesc, în dimineața înviere, o lumină, un înger puternic al Domnului, ca o lumină, piatra o dat la o parte, Hristos a înviat din morți. Slavă Domnului! O stașul pentru că morți cu fața la pământ. Și ori venit, o fugit în cetate, uite ce s-a întâmplat, un înviat. Și îl spune Matei 28:18, că le-au dat mulți bani ca să spună o minciună. O staș corupt. Ăștia iară s-au încurcat cu treburile în viață. Să întâlnești un păstor corupt, păstor corupt, proroc corupt, că spune mine, dacă îi dai să muști ceva, prorocirea te depinde. Și dacă nu, războiul Domnului, o să știi pe acolo, nu? Să dau Evanghelia după patron, după preferință, după cât mă plătești, ăștia s-o stași destoiniți sau s-o încurcați. Cântăreți corupți, iertați-mă, cântăreți corupți, care nu știu să lucreze, știu numai să te-ar bani. Dumnezeu să-mi ierte pe toți. Pavel spune că cine nu muncește, nici să nu mănânce. Nu știu dacă vă place predica. Dar ăștia sunt pocăiți care se încurcă cu pocăința lor. Ăștia care sunt corupti, sunt coruptivi, numai ceva și gata spune ca tine. Corupți la judecăți, corupți în polo, corupți ca pocăiți din rând, dar nu intrăm în amănunchi, spuneam. Ăștia sunt ostași încurcați cu treburile vieții. Mai sunt niște ostași încurcați. În Psalmul 78, versetul 9, fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, o dat dosul în ziua luptii. Dezertori. Pentru că spunea versetul următor, n-au ținut legământul, n-au voit să umble în tocmai în legea Domnului, mai te duci la luptă și când vezi vrăjmașul că vine, fugi. De ce? Te știi că ești păcătos. Te știi că ești păcătos. Frate, mi-e dă o rugăciune de eliberare. Nu, lasă-mă, frate. Dai dosul în ziua luptii. De ce? Că te-ai încurcat, n-ai ținut legea Domnului, n-ai umblat în tocmai după calea Domnului. Și cum să te duci, nu? Eu am dorit ca Dumnezeu aici la taia să aibă o stajă de tine. Să nu fie dezertor. Nu gândesc la doi oameni, mergeau în voi la evanghelizare, la rugăciune. Odată Pavel scrie o scrisoare și prietenul lui se uită, și cui scrie? Scrie la Franță. Salute din partea mea. Și spune, Dima care este cu mine vă trimite sănătate. Doi apostoli. 2 Timotei 4:10, că Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit. De ce? Măi, sunt pocăiți care în 2018 nu mai ies la numărătoare, numeri 31 cu cât cu 49. O venit căpetenii la Moise și spune, am numărat ostașă și dintre oamenii noștri nu lipsesc niciun. S-a terminat 2018. Lipsește careva dintre ostași din Daia, care nu mai vine la adunare, lipsește de la cina Domnului, lipsește de la masa Domnului, că David spunea, vezi că mâine sau nu se vadă că lipsesc, vezi, mă spun, lipsesc copiii de la adunare, fiii disipitori care au plecat în 2018, fete care nu mai vor să vină la pocăință, care nu vor să îmbrate cuvincios, ascultă de mama și de tata, o venit căpetenii, spun, Domnule Moise, noi am numărat ostașe și din oamenii noștri nu lipsește niciunul. Nu știu dacă voi veni peste un an la voi, dacă voi veni să nu lipsească niciunul. Să fii toți la adunare, amin? Dumnezeu să ne ajute. Dincă eu cred că așa au trecut mult, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mie prin cuvântul ăsta, eu stat cu Biblia mult, n-am făcut revedere. Am stat cu Biblia, m-am rugat și am citit și mie mi-a spus Domnul Dragoș, în 2019, vezi, să nu te încurci cu treburile vieții. Și eu secretul ăsta, recomandarea asta o am pentru dumneavoastră, frații mei de la Alba, în 2019,
să nu vă încurcați cu treburile vieții, dacă vreți să placeți Domnului.